Bine am revenit! Bine ați revenit, dragi părinți, dragi copii! Îi așteptăm cu nerăbdare, v-am așteptat cu nerăbdare. Iată că începem în forță, să spunem așa, și această săptămână. Festivalul de cântec și dans am încercat să-l integrăm în proiectul internațional Erasmus, proiectul Grădiniței, în care Grădinița Program Prelungit Mihai Eminescu face parte din anul 2021. Țări partenere Slovacia și Turcia, de data aceasta cu mobilitate la Târgu Jiu, vor avea ocazia să viziteze și orașul și partea aceasta a județului Gorj, frumusețile județului Gorj, de ce nu. Avem din partea inspectoratului și pentru că știm că situația la nivel național este cum este, o să-i dau cuvântul doamnei general să ne adreseze câteva cuvinte și partenerilor și dumneavoastră. Și apoi vom continua. Bună dimineața! Vă mulțumesc că sunteți la grădiniță, că ați venit la grădiniță din nou, chiar dacă acum văd doar oameni mari, o să vină și prichindeii, cu siguranță. Fiecare dintre noi ne dorim de fiecare dată să mai fim copii, să revenim la grădiniță, despre asta discutam și cu doamna director și cu colegele noastre, doamnele educatoare. Este un carnaval al prieteniei, le spun bun venit oaspeților din Slovacia și din Turcia, sper să se simtă bine alături de noi aici la Târgu Jiu. Sunt lucruri pe care trebuie să le vadă și pot să le vadă în orașul lui Constantin Brâncuș. Mă bucur că vom avea și copiii alături de noi. Ei sunt prioritari pentru fiecare dintre noi, sunt mai presus de orice. Fără copii nu există nicio școală, nicio grădiniță. Fără ei nu putem să ne desfășurăm niciun fel de activitate. Le mulțumesc colegilor mele care m-au invitat astăzi la acest carnaval al prieteniei. Sunt convinsă că vor face lucruri minunate, minunații noștri prichindei. I-am mai văzut și cu alte ocazii. Știu ce doamne implicate, doamne educatoare implicate avem aici, motiv pentru care le doresc tuturor succes. De asemenea, tuturor vă doresc multă sănătate și vă asigur că întotdeauna doamnele educatoare vor fi alături de copiii dumneavoastră, așa cum de altfel dumneavoastră știți foarte bine. Au pus întotdeauna mai presus de orice interesul copiilor și cam peste tot în județ, dacă unii colegi sunt în grevă, e dreptul dumnealor, foarte frumos, doamnele educatoare s-au gândit că trebuie să renunțe unele dintre doamne, atâta vreme cât copiii nu au ce să facă. Dumneavoastră nu mai aveți ce să faceți cu acești micuți acasă. Le felicit pentru atitudine. Le urez succes celor care sunt în grevă, pentru că este normal, sunt colegii noștri și să știți că îi susținem. Dar, așa cum am spus, indivizii aceștia, care sunt extraordinari, sunt și mai importanți pentru noi. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate. Mulțumim mult, doamna general, mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația noastră și să ne spuneți câteva cuvinte. O să-i dăm cuvântul doamnei coordonator al minunatului proiect Erasmus să spună câteva vorbe și o să o chemăm pe Daria, cea care încearcă să ne traducă, da? Hello. Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. First of all, I would like to say one great mulțumesc. Thank you to all of you, to our Romanian partner for the warm, excellent welcome and for being such wonderful host. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă din partea noastră a României.
we really admire the kindergarten, the school you have here, and are happy to be here. We are looking very much forward to seeing the show, the whole team prepared. Yes, sunt foarte fericită să vadă ce activități întreprindem aici. Fericită doamnele educatoare, îi place foarte mult cum arată grădinița și este foarte entuziasmată să-i vadă pe copii performând astăzi. And last few words, we are very happy to have this excellent opportunity to share in our project team the results and then the experience of the project we have implemented or we have been implementing for 2 years together in Slovakia, Romania and Turkey. Suntem foarte fericiți să vedem că acest proiect de randament are rezultate. Acest proiect este implementat de aproximativ 2 ani în 3 țări, România, Slovacia, care coordonează proiectul, și Turcia. And just to let you know, very simply, what we have been doing during the last 2 years together, it was we were examining the possibility of game and playing activities to support teachers and kids to be more happy, more involved and more motivated in learning and discovering world and new ideas, new knowledge. And we will, by the end of the project, put together, I believe, very nice results. And I am sure the Romanian colleagues will let you know about these results and findings and will share that with you, as well as we will do back in our country, in Slovakia, in the city of Košice, where we come from, and in Turkey, in Istanbul, where our Turkish friends and colleagues come from. So that is it. Thank you for having us here, and we are looking very much for whatever we will experience the next few days together here in this wonderful town of Târgu Jiu together with you. Thank you very much. Mulțumesc. Am menționat de asemenea că de-a lungul celor 2 ani de zile în care procesul a fost în derulare, au analizat în fapt impactul pe care jocurile și activitățile recreative pot să le aibă asupra copiilor, asupra îmbunătățirii performanțelor lor școlare și a creativității, iar la finalul proiectului, anul acesta, în toamnă, vor aduna toate datele obținute și în baza lor vor implementa noi activități care să ducă la îmbunătățirea performanțelor, creșterea motivației copiilor, în școala lor din Košice, în Slovacia, în Istanbul, Turcia, și în Târgu Jiu, România, vom încerca să implementăm în baza rezultatelor obținute activități care să fie chiar eficiente în apropierea copiilor, învățarea lor și, de ce nu, să-i facem mult mai sensibil la lumea și la mediul înconjurător. Să dau cuvântul doamnei prezentator de data aceasta, pentru că așa este la un festival. O să-i dau microfonul doamnei Simonica Dumitru și să vă prezinte în continuare programul, minunatul program. Și să... Cum ar spune prietenii noștri, let's start the show. Haideți să înceapă spectacolul, pentru că avem copilași nerăbdători, pentru că toată lumea dorește să-i vadă. Și vom începe, ca de obicei, cu grupa mică, dans, orățușcă, grupa mică, Florile. Thank you.
Urmează grupa Mijlocie, Mici Ecologiști, care ne vor prezenta cântece populare și un dans popular tradițional. Alunelu, bineînțeles. Au fost dușini,
Urmează dans, clap, clap, song, grupa mijlocie, ștrumfii.
charging in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the land. De grupa mare Ciupercuțele. Dansul minionilor, grupa mare veseliei.
clipera când la papaya. Dansul scaunelor, prezentat de Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Jiu. Mai tare, că nu te aude. Hai, veni! Sus, pălăria! Sus, pălăria, pălăria! Thank you.
Like a river,
suită de cântece populare, interpretată de echipa de la Palatul Copiilor Târgu Jiu. Fetele, jucăm acolo. Hai la unde? Și Monica? Thank you.
Mă numesc Aldona Tania și voi cânta Citeți Marele Nuță. Thank you.
Thank you.
s-aude până la Runcun, primăvara cântă cucu. De s-aude până la Runcun. Sus pe valea Runcului, la gura izvorului, sus pe valea Runcului. Să mă urc în vârf de plaiofor, cum un grai, iar eu sunt când mai cu fogă, să-mi stă jaleșul pe loc. Iar eu sunt când mai cu fogă, să-mi stă jaleșul pe loc. Să mă urc în vânt de plai, să mă urc cu grai, iar eu sunt când mai cu fogă, să-mi stă jaleșul pe loc. Thank you.
Avem în așteptare încă o trupă, vom încheia în pași de dans.
top right hood. See mama make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, reggae, blue, green and yellow. Me tapping on me, make making slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest but mama jabez. No arrest but mama jabez. No arrest but mama jabez. Down to the floor. Discipline, I need discipline. Need to put me in a lockdown, no visiting. And just to maintain the correction, this baton is a rod of correction. Discipline, I need discipline. Need to put me in a lockdown, no visiting. Mulțumim tuturor pentru răbdare, mulțumim tuturor pentru participare și vă așteptăm și la anul, cine știe.